Alarma a fost dată de agenții de la firma de pază care monitoriza obiectivul. Imediat, zona a fost împânzită de polițiști. Oamenii legii au stabilit că suspecții au venit în jurul orei 5 cu o mașină pe care au parcat-o în lateralul magazinului. Hoții au pătruns în magazin pe ușa din spatele meu, iar jaful a durat doar un minut, timp în care au furat zeci de telefoane mobile. Jaful a fost contra cronometru și a durat doar un minut, timp în care au fost furate telefoane mobile în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Apoi au demarat în trombă. Magazinul era dotat cu sistem de alarmă și supraveghere video, însă asta nu i-a împiedicat pe hoți să dea atacul. Jaful a fost filmat de camerele de supraveghere ale magazinului, însă asta nu-i ajută prea mult pe polițiști, pentru că cei patru suspecți aveau cagule pe față. Acum criminaliștii încearcă să strângă cât mai multe probe care să-i conducă la aflarea identității suspecților. Cât timp oamenii legii au făcut cercetări, nimeni nu a mai avut acces în interiorul magazinului. Nu vă las să intrați? Păi nu ne lasă că nu știu ce spune că probleme are aici. A fost spart magazinul. A fost spart. Da. Și s-a furat ceva? Nu știu. Da, așteptăm și noi, avem de luat și noi câte ceva și să ne uităm cu reducerile astea acum, poate luăm și noi câte ceva. Dar văd că nu... Deci de am drum, că prinde și noi reduceri. Da, dimineața. Și când colo, stăm aici degeaba. Ancheta a fost preluată acum de către un procuror de la parchetul din Târgoviște.